Ai, noroc, mă, ce fain lor. Băi, practic, facem un mare unboxing la... Da, mă rog, am făcut unboxing-ul mai adinau la un Whale Detailer, se numește, Professional Coordinate Timer, Higer Precision T-Blade Made in USA. Practic, vine aici cu un zero overlap, Coordinate Made in USA, zmală. Da, mai o mașină de tuns, ca idee, de făcut perciuni, barba astea frumos, tun de la zero, așa, bine, mi-am dat-o ca să mă fac pe mâini pe picioare, da? N-are nicio fel de problemă, stilistul meu mi-a recomandat-o, el o folosește și el la salonul lui. Avem aici o mică prezentare a cutiei, care avem aici și un cod de bani, așa. Facem și aici, așa, și practic, hai să vedem, frate, fraților, ce în mașina asta, că și eu sunt foarte curios, poate mi-au dat ăștia un mare cartof pe aici, hai să vedem. Da, văd că vine și cu instrucțiuni. Bine, parcă e o mașină de tuns în pana mea, nu e o mașină de băruie iarba. M-am luptat puțin cu cutia să fiu ce e drept. Avem aici o garanție, băi, în toate limbile posibile, au scris ăștia garanție aici, frate, băi, nebun la cap. Avem aici un cord de time. Păi, sunt două la fel, adică. Da, mersi pentru două instrucțiuni. Stai să vedem ce... Băi, nice! Bă, îmi place aparatul ăsta pentru că e micuț, micuț, drăguț, frate. Asta e ceea ce îmi place la el. Văd că vine aici cu... Pac, ăsta se bagă în priză, japa, acumulator, nu se scoate mufa asta de aici. Și haideți să o desfac de aici ca să vă arăt mai în detaliu. Da, în cutie, în afară de mașinuță și chestiile astea, nu prea mai e nimica decât cartonul ăsta de ouă, care îl dăm într-o parte. Și avem așa, aici, vă dați seama că știu să vă explic ce e aici. Sunt niște perii de alea în pula mea de mărime de așa și niște ulei de asparagus de ăsta, nu știu, habar n-am. Care nu o să le folosesc, o să-i cer părerea. Aici e o din asta așa, pac de protecție, hau, hap-țap. Bă, și practic asta e mașina. Nu știu, mie îmi place, e foarte micuță, e foarte drăguță. Scrie aici Detailer, văd că este o mașină de 5 stele. Să vă arăt și pe spate. Văd că scrie aici așa, ea, că, bă, așa, se agață și în cui. E practic too wide, adică, you know, tun de la sânge. Și cam asta e toată chestia care aveam să vă arăt, pe care. Da, în caz că nu știți cum se aprinde, hap-țap. Da, nu știu o să mă disesc cu asta. Băi, țin să vă anunț că are un cablu cam de vreo 2 metri jumate. Deci dacă vrei să o spânzuri pe măta, practic poți cu mașina asta de tuns. Și hai să vedem dacă funcționează. Băi, ea practic funcționează. Adică, hauțap. Nice. Vedeți aceste lame? Acum nu mai le vedeți. Acum le vedeți. Acum nu mai le vedeți. Acum le vedeți. Acum nu mai le vedeți. Ca să vedeți cum tunde, aici am păr pe mână acum, da? Acum nu mai am. Bă, tunde la zero, nu știu, efectiv, față de, na. Adică, după cum o poți observa, pielea asta de găină cu față de pielea asta așa de bambus. Da. Bă, e la fel ca o lamă, practic, dar e mai practică. Adică, e super mișto, super mică, super simplă, super comodă, super cablu, super mișto mașină. Da. Dacă veți, vă recomand. Și nu, nu am fost plătit ca să zic asta. Păi da, mă, ce fain, bă, nu știu. Cu unboxing-ul ăsta, cred că o să ajung să fac un unboxing și la o felie de pâine. Ce să mai zic? Pula mea. Ne vedem pe data viitoare. Hai, pa, mă! Bă, dar chiar tunde bine, mă, dă-te-n pula. Pa, mă!